Da, autoritățile fac ce trebuie să facă autoritățile, sau cel puțin asta sperăm cu toții. Haideți să vedem însă ce ar trebui să facă fiecare dintre noi, pentru că, nu-i așa, domnule doctor, până la urmă fiecare trebuie să-și păzească sănătatea. Și vă spun sincer că mi-e teamă. Eu, de exemplu, am un copil acasă de 7 luni. Sunt oameni care au copii mici, care au copii bolnavi sau bătrâni, sau sunt oameni care fac terapii foarte agresive, chimioterapie. Cum ne protejăm noi pe noi? Primul lucru pe care l-am văzut și în material, măștile nu sunt purtate cum trebuie. Masca respectivă are o bandă metalică care trebuie să fie pusă deasupra nasului și trebuie amprentată pe nas, în așa fel încât și nasul și gura să fie acoperite. O a doua măsură pe care trebuie să o ia toată lumea este să se spele des cu apă și săpun. Apa și săpunul fac mai mult decât orice fel de dezinfectant posibil. A treia măsură este să-și aerisească foarte bine camerele. Camerele nu trebuie închise, izolate, ci din contră, aerul trebuie să pătrundă în cameră. O altă măsură este, dacă cumva au venit din zona despre care discutăm în momentul de față și există circulație de nou coronavirus în zona respectivă, trebuie să se autodeclare. Este problema de conștiință civică, trebuie să facă acest lucru. Și unde? Unde merg? Se autodeclară pe un telefon la Direcția de Sănătate Publică. Nu s-a arătat în material că există un card special pentru cei care au probleme și vin din zonă și iau acel card cu ei și acolo au numele de telefon unde pot să apeleze. În momentul în care s-a autodeclarat, trebuie să se și ducă la domiciliu să se autoizoleze voluntar la domiciliu pe o perioadă de 14 zile. În momentul de față discutăm de 14 zile. Anunțând Direcția de Sănătate Publică, au acces la concediu medical, deci toate lucrurile decurg absolut normal, plus că în fiecare zi cineva de la Direcția de Sănătate Publică îi sună să-i întrebe de sănătate și să vadă dacă au apărut ceva simptome sau nu. De îndată ce apar simptome, să spunem potențiale, ei sunt dirijați către Institutul Matei Baș în București, către Spitalul Victor Babeș și către celelalte spitale de boli infecțioase din țară care au fost nominalizate prin ordine de ministru. Toată lumea este cu arma la picior și știe ce are de făcut. Mă bucur să aud asta din partea dumneavoastră și rămâne să mai vorbim despre acest subiect cu siguranță. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor, alături de mine în această seară, Adrian Stăinu Cercel, să vorbim despre acest virus, despre